prin schimbarea gândirii noastre, prin înnoirea întregului nostru exercitat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Cuvântul Evangheliei și, nu în ultimul rând, jertfa Domnului Iisus Hristos. Că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat și ne înnoiește, face noi restabilirea și transformarea dorită de Dumnezeu. Însă, acest target sau reper, împărăția veșnică a lui Dumnezeu, care este una spirituală și pe care noi o vom moșteni în corpuri de slavă, în trupuri de slavă, potrivit 1 Corinteni, capitolul 15, nu? Dacă atunci când eram pământești, aveam chipul celui pământesc, ei bine, acolo în ceruri vom avea chipul celui ceresc. Și conotația este una spirituală, una de slavă, ce întrece priceperea și înțelegerea fiecărui om de pe pământ. Acolo vom înțelege totul pe deplin și vom pricepe toate tainele lui Dumnezeu. Ne vom bucura de desăvârșirea pe care ne-o acordă într-un mod personal bunul Dumnezeu. Încă pe pământ, în alergarea noastră, avem parte de imperfecțiuni și vedem, observăm lucrul acesta în toate cele cotidiene. Cum ne raportăm sub imperiul unei încercări, cum ne comportăm în diferite împrejurări delicate, sub spectrul unei boli și așa mai departe, în înșelarea unor năzuințe, ei bine, observăm șchiopătarea noastră. De aceea, omul lui Dumnezeu ne vine în ajutor. Și în 1-a epistolă a lui Ioan, capitolul 2, de la versetul 1 și 2, Ioan ne provoacă și ne îndeamnă, copilașilor, să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. El este drept și ne curățește de orice păcat. Ne iartă, îndepărtează fără de legea de la noi. Și nu numai de la noi, ci de la lumea întreagă. De la toți cei care vin înaintea lui Dumnezeu cu credință, cu pocăință, cu o recunoaștere deplină. Sigur că spre îndeplinirea acestui deziderat, intrarea sau accesarea în împărăția făgăduită de Dumnezeu, împărăția cerurilor, Dumnezeu ne-a dat libertatea de a alege. Suntem înzestrați încă de la creație cu liberul arbitru. De aceea Domnul Dumnezeu ne reamintește pentru întreg contextul vieții prezente, cât și acelei viitoare, acelei veșnice. Ne reamintește ceea ce este scris în Deuteronom, capitolul 30, versetul 19. Iau azi cerul și pământul, zice Domnul, martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Și avem încurajarea din partea lui Dumnezeu, sfatul din partea lui Dumnezeu, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Sigur că alegerea pe care fiecare dintre noi o facem într-un mod particular are bătaie lungă și o consecință veșnică. Vreau să vă spun că Dumnezeu, într-un mod anticipat, știe ce facem, știe ce vom face, ce vom alege și încotro ne vom îndrepta, încotro ne îndreptăm. Sigur că El vine în sprijinul nostru oferindu-ne soluții. Zugrăvește împărăția cerurilor și vrea să ne determine prin sfat, printr-o ofertă de viață, de viață veșnică în fericire, să acceptăm mântuirea Lui. Dar decizia, în sensul și în privința aceasta, ne aparține fiecăruia în parte. Domnul are dreptul, prin prisma suveranității sale, de a se implica și de a ne sfătui, așa după cum am amintit.
pentru că suntem creația Lui, suntem copiii Lui și El își rezervă dreptul acesta să sfătuiască omul ce să facă și ce să nu facă. Așa a făcut cu primii oameni. I-a sfătuit, i-a învățat și i-a îndemnat ce pot să facă sau ce să nu facă. Pentru că în funcție de alegerea lor vor decurge și consecințele de viitor. Și oamenii, Adam și Eva, au ales. Nu după sfatul și dorința lui Dumnezeu, dar au ales și Dumnezeu, au onorat alegerea aceea, consecințele s-au abătut asupra lor, s-au transmis din generație în generație și astfel că toți, zice Apostolul Pavel, au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iar omul lui Dumnezeu Ioan, în 1 epistolă, capitolul 5, ne reamintește faptul că toată lumea zace în cel rău. Așadar, avem libertatea de a ne alege destinul, viitorul, viața, împărăția cerurilor sau cuptorul aprins, cuptorul de foc, locul unui chin veșnic, locul unei suferințe nemărginite și necurmate. Sigur că spuneam vis-a-vis de alegerile noastre, Dumnezeu le onorează, dar înainte de a alege, Dumnezeu se explică, se descoperă și încearcă să se facă de înțeles. El vorbește, cum zice psalmistul, prin anotimpuri, prin zile. În Romani, capitolul 1, Pavel ne reamintește că Dumnezeu se descoperă omului și vorbește tuturor oamenilor prin lucrurile create de Dumnezeu, prin întreaga cosmologie, lucrurile văzute și cele nevăzute. Dumnezeu se descoperă în însuși cugetul nostru, care se învinovățește sau nu, avem ca reper sensul acesta, Romani, capitolul 2, și prin binefacerile pe care Domnul le face, bună oară, timpul roditoare, bucuria din inimă, potrivit fapte, capitolul 14 și versetul 17. Sigur, Domnul Dumnezeu se descoperă și prin Duhul Sfânt. La sfârșitul acestor vremuri, zice Pavel în Cartea Evreilor, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său Iisus Hristos. Iată, poate apogeul descoperirii pe care Dumnezeu o face în dreptul fiecărui om, prin însăși Fiul Său Iisus Hristos Domnul. Și toate acestea converg în ceea ce înseamnă oferta lui Dumnezeu, soluția lui Dumnezeu, determinarea lui Dumnezeu în a ne face pe fiecare în parte să alegem ceea ce este bine pentru noi și pentru viitorul veșnic. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Pentru că, încă o dată spun și mă repet, intervine liberul arbitru, puterea noastră de procesare, de analiză și de a gestiona tot ceea ce auzim, tot ceea ce vedem, prin credință sau necredință. Și spune cuvântul Domnului, prin însăși Iisus Hristos, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, că sunt unii care nu cred, într-un mod deliberat, acceptă orice altceva în afara soluției lui Dumnezeu și aceștia încă de pe pământ, încă din timpul vieții lor, sunt judecați și sunt respinși de la fața lui Dumnezeu. Partea a doua, versetul 18 din Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Deci Ioan 3, partea a doua, versetul 18. Dar cine nu crede, zice Domnul Iisus, a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu
a lui Dumnezeu. Și noi în textul din Evanghelia după Matei, capitolul 13, în pilda cu năvodul, observăm că unii sunt aruncați, judecați, aruncați în cuptorul de foc. Și aceasta pentru că ei n-au crezut, ei au ales orice altceva în afară de împărăția cerurilor, în afară de a crede în Fiul lui Dumnezeu, și spune Biblia în continuare, și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina, adică Iisus Hristos, în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Observăm puterea de decizie, modul de abordare, exemplu spre care înclină oricare dintre noi sau poate înclina. Oamenii au iubit, au ales mai mult întunericul decât lumina, și aceasta pentru că statutul lor era unul șubre. În pofida acestui statut, pentru că toți ne-am născut, am fost zămislit, spune Sfânta Scriptură, în păcat și nelegiuire, potrivit Psalmului 51. Și cum spune Apostolul Pavel, suntem vrenici de moarte, dar Iisus Hristos a venit ca să ne reabiliteze și să ne reconfigureze starea înaintea lui Dumnezeu, să dobândim iertarea Lui și mântuirea Lui. Și observăm în continuare ce spune Domnul Iisus Hristos prin cuvântul Său, că oricine face rău, observăm un mod de viețuire prezent și premeditat, urăște lumina și nu vine la lumină. Este vorba de o voință personală, nu vine la lumină. Într-un mod deliberat alege omul lucrul acesta ca să nu-i se vadă faptele, să nu-i se vădească faptele. Dar în antiteză, iată, cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Observăm, dar, o împărăție propusă de Dumnezeu, împărăția cerurilor. Tot ceea ce gravitează în jurul ei sau se regăsește în afara acestei împărății. Vreau să vă spun, nu este locul cel bun, este locul cel rău. Nu știu să vă spun despre imensitatea acestei împărății, dar noi o dorim ca ea să crească prin numărul celor mântuiți. Aceasta ce înseamnă? O dimensiune spirituală și Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, știe să pregătească locul potrivit fiecăruia dintre noi în împărăția Lui cerească. Observăm că spre această împărăție vine oferta lui Dumnezeu, sfatul lui divin, determinarea lui în a ne îndupleca să o alegem. Alege viața, zice Domnul, ca să trăiești. Eu îți spun înainte și viața, îți spun înainte și moartea, îți spun înainte și binecuvântarea, îți spun înainte și blestemul, dar eu te sfătuiesc. Eu te îndemn, zice Domnul, alege viața ca să trăiești și tu și urmașii tăi. Însă, raportat la cele spuse, la ceea ce oferă Dumnezeu, raportat la îndemnul și la sfatul lui Dumnezeu, omul este liber să decidă și să aleagă. Și observăm că unii aleg să rămână în întuneric, să nu vină la lumină, aleg să stea departe de împărăția lui Dumnezeu și spune Domnul Iisus Hristos, aceștia sunt dintre cei care nu cred, iar ei au și fost judecați pentru că n-au crezut în numele singurului Fiu a lui Dumnezeu. În antiteză, cu această alegere greșită pe care majoritatea dintre oameni o acceptă, o abordează și cunoaștem din spusele Domnului Iisus Hristos din Evanghelia după Matei, capitolul 7, este o întrebare din partea ucenicilor. Mulți sunt dintre cei
ce intră în împărăție, mulți sunt dintre cei ce bătătoresc calea largă și intră pe ușa cea largă. Domnul spune că sunt mulți dintre cei ce aleg să meargă spre iad. Și puțini sunt cei ce află calea cea îngustă și intră pe poarta cea strântă. Aceasta este cântărirea dreapta lui Dumnezeu și în omniscența lui el știe că cei mai mulți aleg să plece departe de la fața Domnului, chiar în condiția unui chin veșnic, și prea puțini sunt dintre cei ce îl aleg pe Domnul ca mântuitor, ca stăpân, ca suveran, dar aceștia vor străbate o cale îngustă, poate neplăcută, în timpul parcurgerii ei, pentru că nu ai confort, pentru că nu ai bunăstare, nu ai nimic. Ești doar tu într-o dependență totală față de Domnul tău care te-a creat. Și El, pe parcursul acestui drum îngust, El te hrănește, El te îmbracă, El îți poartă de grijă. Când obosești, îți ia coșul din mână, îți ia povara de pe umeri. Dar pe calea aceasta îngustă nu există un confort. Confortul regăsit în lume, confortul regăsit în afară. Da, e îngustă calea, dar dreaptă. Și în final duce în sus, în împărăția aceea cu lor. Că pe calea aceasta nu este loc de un alt intermediar, nu este loc de un bagaj străin, de o afinitate personală, ci e loc numai pentru tine și El, Hristos Domnul. E loc numai pentru o urmă de pași, pașii Lui, pe care îi vei copia tu, vei călca peste ei. Atât este de îngustă calea, dar este benefică. Ei bine, în sensul acesta, îi vede Domnul într-un mod anticipat și pe aceștia puțini, care știu să aleagă drept pentru binele lor veșnic. Și în Evanghelia după Ioan, capitolul 5, în versetul 24, spune Domnul Iisus așa: adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Iată, dar că și credinciosul este judecat înspre o dreaptă răsplătire încă din timpul vieții. Cel necredincios este judecat pentru că n-a crezut și n-a acceptat oferta lui Dumnezeu și nu vrea să vină la lumină. Cel care îl acceptă pe Iisus și crede este judecat înspre răsplătire. Și zice Domnul, va trece de la moarte la viață. A trecut din moarte la viață. Ce înțeleg? Că segmentul acesta de viață, în chip spiritual, în viziunea lui Dumnezeu, reflectă de fapt umbra morții. Pentru că eu trăiesc, dar cum spunea Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ei bine, trăiesc și umblu prin valea aceasta a umbrei morții, cum zicea regele David în Psalmul 23 cu versetul 4. Dar tu ești cu mine și pentru că ești cu mine, eu îți dau credit, eu sunt determinat de dragostea ta să te aleg și iată, încă de acum trec de la moarte, moartea învederată și cunoscută de Dumnezeu. Scurtimea acestor zile în viziunea lui este o moarte, o etapă a călătoriei pământești. Ei bine, Domnul vede într-un mod anticipat alegerea noastră și spune despre noi, cei care credem că am trecut de la moarte la viață și nu trecem pe la judecată. Judecata aceea ce anunță mânia lui Dumnezeu, judecata aceea care este construită pe neprihănirea și dreptatea lui,
Iar în ziua aceea, cei care au ales pe Domnul vor putea să clameze într-un mod fericit, alături de îngeri, alături de oștirile cerești, binecuvântarea lui Dumnezeu și mulțumirile pe care le vor aduce înaintea lui Dumnezeu într-un mod permanent de închinare, iar ceilalți care vor fi aruncați în cuptorul aprins, Biblia spune și Domnul Iisus spune, acolo va fi doar plâns, acolo va fi doar scrâșnire a dinților. Vreau să închei și să nu uitați, împărăția aceasta este pregătită. În Matei 25 spune Domnul celor de la dreapta lui, veniți, demoșteriți împărăția cerurilor care v-a fost pregătită înainte de întemeirea lumii. Împărăția este pregătită. Jertfa a fost dusă pe calvar. Eu stau în fața unei alegeri și mă bucur și cred că toți din locul acesta suntem determinați să alegem bine. Că binele este unul singur și suprem, este bunul Dumnezeu. Aleluia. După spusele Mântuitorului Iisus, binele este unul singur. Așadar, să ne simțim privilegiați și fericiți că i-am dat dreptate lui Dumnezeu, că privim spre această împărăție prin ochii credinței și vom moșteni toate aceste făgăduințe de bine pentru sufletul nostru, împreună cu Domnul Slavei, Domnul pe toți să ne binecuvinteze la aceasta. Amin. Am dorit